Două importante proiecte sunt în derulare sau urmează să fie implementate la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. Unul dintre ele face referire la amenajarea zonei anfiteatrului de la Ulpia Traiana, Sarmise-Cetuza, care are ca termen de finalizare a lucrărilor data de 15 noiembrie a acestui an. Totodată, Palatul Magna Curia va intra într-un amplu proces de reabilitare termică, fapt ce va determina conducerea să mute expozițiile în alte spații. Este vorba de un proiect de câteva milioane de euro, aproximativ 5, pentru reabilitarea anfiteatrului de la Sarmize-Cetuza Ulpia Traiana. Un alt proiect care vizează reabilitarea termică a Palatului Magna Curia. S-ar putea ca pentru o anumită perioadă de timp să puteți veni să vizitați expozițiile într-un alt spațiu, pentru că în timpul reabilitării piesele trebuie duse în altă parte și... A fost identificată o altă clădire? Din poate câte știu, da, expuse? Dar până nu vine un comunicat oficial de la ordinatorul principal de credite, Consiliul Județean Hunedoara, eu nu pot să spun altceva. Dar s-a găsit o soluție astfel încât pe viitor să putem atrage turiștii în județul Hunedoara pentru a vizita anumite expoziții. Nu vor fi toate amenajate ca în Palatul Magna Curia, dar o să încercăm astfel încât oamenii care vin în Deva să vadă ceea ce avem noi mai important.